Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne așteaptă încă o zi caldă, iar apoi se răcește. Cât de tare? Vă spun imediat, deocamdată începem cu Europa. Pe continent sunt anunțate ploi mâine în partea central-nordică și de sud, iar precipitații sub formă de lapoviță vin în vestul și nordul peninsulei Scandinave și în nordul extrem al Rusiei. În zonele învecinate Mării Mediterane, ploile vor fi și sub formă de aversă, iar izolat se vor semnala descărcări electrice. În restul Europei să știți că așteptăm o zi mai plăcută, cu soare. 23 de grade vor fi la Atena, 14 grade, iată, la Viena și, bineînțeles, 23 de grade în Roma și, după cum puteți vedea, cam mulți nori. Să vedem ce se întâmplă la noi. În această noapte, din când în când, va ploa în vestul și nordul țării și în celelalte regiuni vor mai fi unele înnorări și, mai mult, spre dimineață, cresc șansele să apară câteva picături prin Transilvania. Vântul prinde putere pe crestele montane, dar și în Crișana, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 12 grade, puțin mai coborâte vor fi în depresiuni spre 0 grade. Mâine ne așteaptă o zi caldă pentru această perioadă, mai puțin pe vestul, centrul, dar și prin nordul țării, pe unde valorile termice mai scad față de ziua anterioară. Dar să știți că este normal acest lucru, temperaturile se vor apropia de cele potrivite pentru această dată. În Banat, local în Transilvania, Crișana și pe la munte, apar și 2-3 picături de ploaie, vântul de asemenea nu se domolește și o să fie mai intens în Carpații Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade. Iată, vor fi 22 de grade pe la Drobeta și 20 la Constanța. În București, noaptea care urmează se anunță liniștită, cerul va fi senin, iar temperatura minimă coboară până la 7 grade. Ușor mai scăzută va fi în zona preorășenească, spre 3-4 grade. Dimineață așteptăm ceață. Ziua de mâine se anunță caldă, va domina atmosfera însorită, iar la amiază termometrele vor arăta, iată, 23 de grade. În schimb, weekendul acesta nu vine cu vreme la fel de plăcută. Sâmbătă se răcește, norii vor fi mulți și vom avea nevoie de umbrelă. Spre seară cresc șansele de ploaie. Temperatura maximă va fi de doar 18 grade. Duminică scad și mai mult temperaturile și e posibil să apară și câteva picături de ploaie în prima parte a zilei. Apoi treptat cerul, să știți că se va însenina și maxima urcă până la 15 grade. La munte, mâine apar ploi slabe în toată zona montană, iar vântul va avea intensificări pe creste, în special în Carpații Orientali. Valorile termice vor fi în scădere față de ziua anterioară. La Sinaia, iată, întâlnim cea mai ridicată temperatură, 14 grade. Să vedem acum ce ne rezervă vremea în acest weekend. Sâmbătă se răcește cam în toate regiunile, din când în când mai apar și câțiva nori, iar șansele de ploaie sunt mai mari în sudul, sud-estul țării. Vântul rămâne activ pe crestele montane, unde vor fi posibile și precipitații mixte, iar temperaturile maxime pornesc de la 12 grade și se opresc pe la 18. Hai să vedem acum ce se întâmplă duminică. Scad și mai mult temperaturile și vom avea o zi mai rece decât ar fi normal în cea mai mare parte a țării. În prima parte a zilei va fi cam înnorat în sudul și estul teritoriului, pe unde apar și ceva ploi. La munte, în zona Carpaților de Curbură, apare lapovița, iar maximele se vor încadra între 8 grade în nordul Moldovei și ajung până la 17 grade prin sud-vestul Olteniei. Cam atât despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Rămâneți pe Prima TV, urmează Flash Monden.